În acest videoclip îți voi spune tot ce ar trebui să știi despre investiții, practic tot ce am învățat eu despre investiții de-a lungul carierei mele și voi face asta într-un mod sumarizat, într-un singur video. Salutare, numele meu este Florin Rața, sunt analist financiar și vreau să încep acest videoclip cu o întrebare. Care credeți voi că este cel mai important lucru pentru a avea succes în investiții? Mulți o să-mi zică experiență într-o bancă de investiții. Alții poate o să ziceți o certificare de tipul CFA. Alții poate vă gândiți că ați făcut niște cursuri de trading și acum sunteți cei mai buni investitori din lume. Sau poate vă gândiți ca Kiyosaki că ar trebui să știți contabilitate. Toate aceste lucruri sunt bune. Sunt lucruri care te pot ajuta în drumul tău în investiții. Dar nu este niciuna obligatorie. Un singur lucru este cel mai important lucru în finanțe și în investiții, și anume disciplina. Poți să faci bani foarte buni și foarte mulți fără să fii investit de 25 de ani, să fii avut experiența a 3 crize care ți-au dezvoltat abilitățile tale de investitor. Este foarte simplu să citesc într-o carte de istorie ce s-a întâmplat în trecut și să învăți acele lecții fără să le fi trăit. Ce zic mulți, că dacă nu le-ai trăit, nu o să știi cum să te comporți, are legătură de fapt cu ce am zis eu și cu anume disciplină. Dacă ai învățat acele lecții și nu le poți aplica, nu este o problemă de experiență, este o problemă de disciplină. Degeaba ai făcut cel mai bun curs de trading dacă în momentul în care un factor extern care nu ține de analiză tehnică îți duce toată investiția ta cu 90% în jos și tu poate avea și un leverage de 2x și ai pierdut toată averea ta, se poate întâmpla oricând. Dacă aveai disciplina de a face trading cu suma de bani corectă, la riscul corect, în situația corectă, o astfel de situație nu se întâmplă. Oricât de bun sau prost trader ai fi tu. Degeaba lucrezi într-o bancă de investiții și ai cei mai buni algoritmi din lume dacă tu construiești un portofoliu de sute de acțiuni care, dovedit statistic, istoric, orice studiu vreți voi să găsiți, nu au reușit să bată piața pe un termen lung de timp. În alte cuvinte, dacă investeai pur și simplu într-un ETF de S&P 500 în ultimii 20 de ani, ai fi bătut 99,9% dintre toți investitorii din lumea asta. Repet, dacă pur și simplu investeai în ultimii 20 de ani într-un singur ETF de S&P 500 și atât, ai fi bătut cei mai educați oameni, cei mai buni investitori, cei mai buni trader din lumea asta. Practic tot Wall Street-ul. Poate cu 2-3 excepții. Într-adevăr, sunt câțiva oameni cu adevărat excepționali, dar nu discutăm despre ea. Și de ce credeți că nimeni nu face asta? Pentru că este o problemă de disciplină. Nu avem disciplina să stăm doar în ETF-uri, pentru că tot vedem cum crește Bitcoin, cum crește Ethereum, cum apare Tesla, cum crește Apple. Și întotdeauna suntem tentați. Hai să ies din asta, să intru în cealaltă. Hai să intru în cealaltă ca să ies din asta. Luăm decizii bazate pe emoții, deși suntem oameni inteligenți și educați. Crazy, 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 crazy. Și soluția pentru a opri toate aceste tendințe este disciplina. Disciplina de a zice, bazez 90% din portofoliul meu pe asta, asta va fi strategia pe care o urmez și îmi păstrez 10% pentru acea joacă emoțională. Pe termen lung, cu o astfel de strategie, vei bate toți investitorii. E sfatul meu, lucrează la disciplina ta proprie, dezvoltă-ți un plan de investiții și ține-te de el 90%. Nu 100%, pentru că suntem oameni și nu suntem perfecți, dar 90%. Dacă planul îți zice că atunci când o acțiune crește cu 10%, tu să vinzi 5% din ea, tu vinde 5% din ea. Nu mai aștepta sperând că ajunge la 15% ca să scoți un leu în plus. Fă-ți un plan și ține-te de el 90% din timp cu 90% din bani. Iar acest plan financiar nu contează cum îl faci. Poți să-l faci atât de simplu ca un ETF de S&P 500 pe următorii 20 de ani, poți să-l faci mai complicat. Poți să mergi într-adevăr la un analist financiar, la un consultant financiar, la o firmă de investiții. Construiește-ți portofoliul tău ideal. Nu este rău să apelezi la astfel de servicii. Deci, nou, repet, cel mai important lucru este disciplina, cel mai mare inamic este emoția. Am văzut oameni care din cauza crizei imobiliare nu au mai cumpărat niciodată o casă. Piața imobiliară a crescut an de an de la criza din 2008 și oamenii care n-au cumpărat o casă au ratat. Am văzut oameni care din cauza crizei .com nu au mai cumpărat companii de IT. Ghiciți ce segment domină piața astăzi și de cât timp domină acea piață. Însă doar din cauza emoției și faptul că au pierdut bani într-o criză de IT, ei au ratat oportunitatea reală de a face bani acum. Sunt oameni care în timpul pandemiei de COVID nu și-au respectat planurile financiare și au vândut totul din panică. Cred că cu toții știți ce s-a întâmplat în 2020 după acea criză. Piața a avut creșteri istorice. Și o maimuță, dacă ar fi investit în 2020, alegând companiile cum vrea maimuța respectivă, ar fi făcut profit în 2020. Monkey! Dar oamenii care s-au panicat și s-au speriat, au pierdut bani, apoi piața a crescut, nu au cumpărat la loc, pentru că au zis că trebuie să scadă la loc și atunci o să cumpere. Și ce s-a întâmplat? Piața a crescut și mai mult. Până în momentul în care a ajuns la un all-time high în 2021, când mulți au cumpărat la loc. Dar ce s-a întâmplat din 2021 până astăzi? Piața a scăzut din cauza inflației, din cauza războiului, din cauza multora. Iar oamenii ce au făcut acum? Au vândut din nou
în pierdere. Totul pentru că nu au disciplină și nu-și respectă planurile. Dacă pur și simplu investeau în fiecare lună, acum erau pe profit. Deci, sfatul meu, puneți deoparte 10% din banii voștri și faceți ce vreți voi cu ei. Cumpărați proiecte cripto, cumpărați NFT-uri, cumpărați acțiuni de growth. Irelevant, distrați-vă cu ei. Aia sunt bani de joacă, sunt bani de gambling. Dar pentru restul de 90%, construiți-vă un portofoliu și o strategie de investiții. Recomand finzix.com și țineți-vă de acel plan 20 de ani. 500 de euro investiți lunar la un randament de 10% pe 20 de ani înseamnă 380.000 de euro. Suficienți bani să te pensionezi. Deci, ratați oportunitatea de a vă lăsa de muncă pentru restul vieții voastre și să aveți suficienți bani să trăiți până la finalul vieții voastre, doar pentru că nu aveți informația necesară, doar pentru că nu sunteți educați financiar și doar pentru că nu sunteți disciplinați. Sunt foarte mulți oameni care se uită acum la videoclipul acesta și au primele două lucruri. Au informația, au educația, dar nu au disciplina. În fiecare lună investesc în ceva diferit. Planul lor financiar nu are niciun sens, alocările lor de asset-uri n-au niciun sens. Și din păcate o să pierdeți mulți bani pe termen lung, continuând așa. Dar hei, ca să îmbunătățesc un pic lucrurile, poți reduce din acea pierdere să câștigi o acțiune gratuită de până la 100 de euro dacă îți faci un cont la trading212 și folosești codul promoțional Florin. Bun, pentru cei care au stat până aici și sper că au înțeles ceva, credeți-mă, este suficient prima lecție pe care am zis-o, prima filozofie sau prima lectură, sau cum vreți voi să ziceți. Primul sfat este cel mai important. Dacă îl țineți pe acesta, nu veți avea nicio problemă, veți face bani pe termen lung din investiții. Dar, ca bonus pentru voi, dacă ați înțeles, o să vă ofer și o a doua cea mai importantă lecție pe care eu am învățat-o în finanță. Și din nou, nu are treabă cu analiza financiară, cum analizezi o companie, un ETF, ce broker să alegi, toate acestea sunt importante, dar nu chiar. Nu trebuie să ai experiență, nu trebuie să ai ani în spate de bursă. Aceste lecții de filozofie în finanțe sunt cele mai importante pentru a face bani. Oricine poate să zică că Ethereum este următorul Bitcoin și va crește accelerat și va avea un randament mare pe următorii ani. Chiar eu am zis asta. Dar nu asta e important, din nou. Vă recomand să cumpărați cât mai multe cursuri financiare de la cât mai mulți oameni. Vă recomand să vă uitați la toți YouTuberii din România și din străinătate de educație financiară, oricât de buni sau răi îi considerați voi, pentru că orice informație ajută. Dar cele mai importante lecții sunt 1. Disciplina și 2. Pe care voi da acum ca bonus, obiectivul. De ce investești? Dacă nu știi de ce investești și acel motiv nu este să faci bani ca idee, asta nu e un motiv, asta e un rezultat. Atunci este foarte puțin probabil să poți să ai disciplină și să poți să faci bani pe termen lung. Pentru că nu știi unde să te oprești, nu știi unde vrei să ajungi, nu știi care e destinația. Cât sunt mulți bani pentru tine? 10.000 de euro, 100.000 de euro, 1 milion de euro, 100 de milioane de euro? Când o să te oprești? Deci află de ce investești. Care este scopul tău prin investiții? Dacă scopul este să te îmbogățești, să trăiești o viață de milionar peste 3 ani, o să spun sincer, nu o să faci asta cu investiții. Poți face asta doar prin afaceri. Sau poate ai o moștenire care așteaptă. Dar prin investiții la bursă sau în cripto, nu o să faci asta matematic. 1, 2, poate o au noroc. Dar în general, populația generală care se uită acum, nu se va îmbogăți pe termen scurt din investiții, ori în cripto, ori în bursă, ori în imobiliare, nu contează. Pe termen lung, da, dacă faceți lucrurile corect, vă puteți îmbogăți. Deci nu intra în investiții așteptându-te ca la anul să fii pe un iaht în Belize. Dacă ai trecut peste acest lucru, atunci e momentul să te gândești unde vrei să ajungi. Ai 30 de ani și vrei la 50 de ani să te pensionezi. Nu vrei să aștepți până la 65. Păi, hai să ne uităm. Cât poți economisi în fiecare lună? Dacă ai investi banii aia la un randament de 10% pe 20 de ani, câți bani ai face? Banii aia pe care ai face sunt suficienți să te susțină până la finalul vieții tale? De exemplu, 300.000 de euro, în momentul în care ai făcut 50 de ani, te poți susține până la finalul vieții tale în două condiții diferite. Fie poți să trăiești cu 1.000 de euro pe lună și să lași în spatele tău o avere de 300.000 de euro pentru copiii și pentru moștenitorii tăi, fie poți să cheltui mult mai mult pe lună și să termini viața pe zero, ca să zicem așa. Deci ia și lucrurile astea în calcul. Știu că în România mulți vor totul rapid și când aud investiții pe 10 ani, pe 15 ani, pe 20 de ani, vin cu prostii de genul, păi eu nici nu o să mai fiu în viață atunci. Ei bine, statistic vorbind o să fii. Și nu cred că vrei să ajungi la acea bătrânețe fără să ai niciun plan în spate, fără să ai nicio economie în spate, fără să ai nicio bază în spate. Ce vrei să faci? Deci gândește-te de acum, când și cum vrei să te pensionezi. Și din nou, pentru omul care încă consideră că 20 de ani e prea mult timp, atunci de ce ai răbdare să muncești 40 de ani și să ajungi la finalul vieții cu aproape nimic în bancă? 20 de ani este jumătate din timpul de muncă a unui român normal. Sunt 40 de ani de muncă în care dacă nu investești, la finalul perioadei, probabil vei rămâne cu maxim o casă și cu câteva mii de euro. Pe când dacă investești, poți să reduci acest timp la 20 de ani și să rămâi cu aceeași casă, plus poate alte proprietăți sau plus un portofoliu de investiții de câteva sute de mii de euro. Eu cred că a doua variantă este mult mai bună. Înțeleg că vreți să faceți bani rapid, dar trebuie să fiți realiști. Primul pas este să investești. Nu zice nimeni că nu poți să te apuci de o afacere. Nu zice nimeni că nu poți să investești în continuare în cripto cu cei 10% și să faci milioane de dolari de acolo. Dar în cazul în care lucrurile astea nu se întâmplă, nu e mai bine să ai un plan de rezervă? Bun, cam asta am vrut să vă spun în acest videoclip. Sper că nu v-am ofensat prea tare. Dacă v-am supărat, asta este, mi-asum.
Sunt cele mai importante două lecții pe care eu le-am învățat și pe care încerc să le aplic în fiecare zi din viața mea. Și eu investesc în cripto și eu încerc afaceri și eu încerc să fac milioane de dolari. Dar în același timp, 90% din orice economisesc în fiecare lună se duce în investiții pentru viitorul meu. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să lași un like. Dacă nu ți-a plăcut acest videoclip, eu aș zice să lași în continuare un like ca să vină cât mai mulți oameni să nu le placă nici lor, știi? Abonează-te la canal, ne auzim, ciao!